Un accident rutier soldat cu moartea unei persoane a avut loc joi seară, 11 februarie, în localitatea Chiuiești, județul Cluj. O femeie de 69 de ani din localitate, care se deplasa spre casă pe marginea drumului, a fost lovită de o autoutilitară care circula pe direcția Dej-Magoaja. Fiica femeii a fost cea care a sunat la 112, iar la fața locului a ajuns un echipaj al ambulanței Dej cu asistent medical. Acesta a început manevrele de resuscitare, iar după câteva minute, la locul accidentului, a ajuns o altă ambulanță cu medic de la Dej, care a continuat resuscitarea. Din nefericire, medicii nu au mai putut să-i salveze viața femeii, deoarece aceasta a suferit răni grave, scrie știri de Cluj.ro. În urma impactului, șoferul a oprit abia după câteva sute de metri distanță, pentru că, spune el, nu și-a dat seama ce s-a întâmplat. Conducătorul auto s-a întors pe jos la locul accidentului, iar polițiștii aflați la fața locului l-au testat cu aparatul etilotest. Bărbatul a declarat că a băut doar o bere de dimineață și că nu a văzut-o pe femeie din cauza farurilor puternice ale unui autoturism care circula din sens opus. Hai să spuneți cât ați băut înainte să porniți la drum. Nu am băut nimica. Cum n-ați băut? În etilotest asta pare că ați băut. Numai o bere ați băut? Dimineață. Și în rest nu ați mai băut nimic? Nu. Și pe femeie n-ați văzut-o sau? N-am văzut-o, nu. Era pe marginea drumului. O vine mașina în față, o vorbiți și n-am văzut. Respectivul drum a fost blocat timp de o oră pe ambele sensuri.